modul în care România se cuplează la această viziune europeană, care a fost plenar prescrisă și analizată de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în discursul său de săptămâna trecută privind starea Uniunii. N-aș vrea să insist prea mult cu acest moment de deschidere, dar să vă spun că pentru astăzi am invitat câteva personalități. Am invitat în primul rând pe domnul Antofan, ministrul la Consiliul European, ca de obicei, să aibă o intervenție la începutul dezbaterilor noastre. Am invitat și alte personalități. Unii se află deja cu noi aici, în această semirotondă. Pe alții încă mai așteptăm. Deci l-am invitat și pe Lucian Cruitoru, profesorul de la Copii Bancii Naționale, pe Daniel Deianu, ministrul de Finanțe, Andreea Paul, care este prim vicepreședinte al Organizației de Femei al Partidului Democrat Liberal și cadrul universitar la ASE, domnul Florin Dănescu, președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, domnul profesor Florin Bonciu, prorector al Universității Româno-Americane, doamna profesoară Gabriela Dregan, director general al Institutului European de Economie, domnul Florin Crâțu, cunoscut consultant în domeniul financiar bancar, domnul profesor Radu Carp, profesor la Universitatea din București, profesor de științe politice, și mai invitaserăm și din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Romința Robesu și doamna Ioana Bivolaru, nu ne-au continuat. Bun. Acestea fiind spuse, vă rog să-mi permiteți ca în maximum 8-10 minute să încerc să prezint pe scurt problematica care ne propunem să o dezbatem astăzi din perspectiva acestui discurs al președintelui Comisiei Europene ținut săptămâna trecută despre starea Uniunii. Sigur că elementul care a rămas în memoria publică după acest discurs este lansarea conceptului de federație, de state-națiune, care să reprezinte următoarea etapă în procesul de integrare europeană, în procesul de devenire al Uniunii Europene. Deci, repet, președintele Barroso a vorbit despre o federație de state-națiuni și a argumentat acest lucru prin faptul că procesul de globalizare pe care îl simțim, spune fizic, cu toții, zi de zi, determină o comuniune de interese la nivelul statelor membre și la nivelul cetățenilor europeni. De aceea, soluția unei astfel de federații este o federație care să fie creată împreună cu statele membre și nu împotriva statelor membre. Ea ar trebui să aibă două componente, o componentă economică și una politică. Iar atunci când vorbim despre componenta economică, evident ne referim la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare în planul reglementărilor și al supravegherii. Iar când vorbim despre Uniunea Politică, vorbim despre necesitatea unei mai multe democrații, avem nevoie de mai multă democrație, de mai multe exerciții democrații și de o reală europenizare a dezbaterilor publice. Și aici când vorbim despre dezbaterile publice, ne referim la ceea ce numim partidele politice europene, care trebuie să fie mai active, trebuie să fie vârful de lance a acestor dez-
dezbatere și la faptul că pentru funcția de președinte al Comisiei Europene în începutul 2014, aceste partide ar trebui să-și prezinte candidații. Deci, asistăm la o modificare a procedurii de alegere a cinci Comisiei Europene, care va fi, evident, ales prin votul Parlamentului European, dar pe baza mai multor candidaturi prezentate de către partidele politice europene. Sigur că în acest context s-au mai lansat câteva elemente care țin de componentele Uniunii economice și politice. N-aș vrea să insist prea mult pentru că îmi doresc ca astăzi, într-adevăr, să avem o dezbatere și să ascultăm și pe domnul ministru Holman. Dar evident că toate aceste elemente își propun abordări legate de stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, de abordarea în mod corect în planul realizării reformelor care trebuie să fie corecte și echitabile, pentru că, iată, sunt zone ale Europei care se confruntă cu probleme sociale foarte serioase. Mai spunem că modelul social european nu este mort, pentru că constatăm că acest model, modelul cu sisteme de protecție a celor mai puțin înstăriți, funcționează cel mai bine în statele cu cea mai competitivă economie din Uniunea Europeană. Deci ele nu se contrazic. În sfârșit, ne mai referim și la pachetele de măsuri care privesc problematica tigaretului, în rândul căruia șomajul face ravagia, spune în unele state membre. În sfârșit, vorbim și despre corectitudinea unui nou sistem de taxare. Avem nevoie de o economie europeană mai stabilă. De aceea este important ca instituțiile Uniunii Europene să-și raforseze poziția și să funcționeze la capacitate maximă. În legătură cu aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, în discursul președintelui Barroso s-a lansat ideea creării Uniunii Bancare, care, în viziunea Comisiei, a trebuit să se bazeze pe un mecanism unic de supervizare, care să aibă ca element central Banca Centrală Europeană și care să funcționeze de asemenea în relație apropiată cu Autoritatea Bancară Europeană. Aceasta este o precondiție pentru o mai bună gestiune a crizelor din domeniul bancar, pentru rezoluția bancară și pentru asigurarea depozitelor. Sigur că discuția de astăzi va aborda acest subiect și sper inclusiv să